vorbim și despre cum se implică în relații și cum, cum te gândești la viitor. Și am să vă rog la aplauze, să le așteptăm și să-l ascultăm pe Dan Ștefan, autonom de care. Ok. Bună ziua. Pare rău că vorbim în timpul lunchului. Vă spun că pe unii deranjează chestia asta. Eu recunosc că sunt unul dintre ei. Am trăit o parte în Franța și am rămas cu niște obiceiuri de acolo. O întrebare scurtă pentru sală, cu, se răspunde ușor cu ridicări de mâini, ca să-mi dau seama și cum structurez ceea ce pot să spun în cele 14-30 secunde. Câți din sală au auzit ceva despre noi? Știu despre firmă, despre... Nu suntem o firmă foarte cunoscută, deși pe piața noastră nu suntem lideri. De asta o să trec un pic rapid să vă spun povestea. Nu vreau să merg la origini și până în prezent. Doar vreau să subliniez un pic. Am auzit că așa că în prezentă trebuie să faci o zonă de credibilizare, dar vreau să spui niște chestii, niște platitudini să pare inteligent. Asta este piața auto din România, din punct de vedere a vânzărilor de mașini noi. 2007 s-au vândut ceva peste 300.000, se făceau planuri și multe, planuri și investiții și capex-uri care s-au făcut pe o piață care se vindea la 500.000, acolo era normal să fie, toată lumea îmi spunea. Ei, 2008 deja a început să scadă ușor, 2009 a venit criza, criza dramatică, 50%, și de cei 7 ani, din 2007 până în 2013, a scăzut de 6 ori. Cum e să activezi pe piață sau pe piață conexă, sau unei piețe care scade de 6 ori? Și n-a fost doar piața 2009, a fost doar piața auto. Leasing a scăzut cu 73%. Multe, multe. Inclusiv piața pe care activăm noi. A scăzut dramatic, nu se știe exact cât, că nu e monitorizată cum trebuie. Noi estimăm că în 2009-2010 au scăzut cam 2-3 din termeni activi de pe piață și o scădere în 2009 de 40-50%. Partea credibilizare. În aceeași perioadă, noi ne-am înființat în 2006-2008, faza de creștere antreprenorială, start-up, extindere agresivă, de cum normal să ai ritmul de astea de creștere. 2009 a fost un an grijos pentru noi și după aia a explodat pe volume tot mai mare. Într-o perioadă, cum spuneam, oarecum în oglindă precedentă, dar în oglindă invers. Ok. Cum am făcut chestia asta? Nu o să vreau să insist foarte mult pe strategie. Da? A fost chestia asta, dar o știm cu toții, nu putem să zicem că n-a fost, să dăm în capul pământ. E drept că într-un business antreprenorial, mai ales în primii ani, nu ai provocările, zici, ok, nu ești întreprinzător, nu ești cum e fan, cum să zici, ok, e depind foarte tare de economie, de altă sectoare. A scăzut PIB-ul în 2009-2010 cu 15%, ceva de genul ăsta. Ok, dar mai rămas 85%. Dar, mă rog, ai chestia asta, e un tsunami financiar, economic, tot ce vrei, dar o să, mai ales ca antreprenor, ca business de familie, eventual, o să faci așa. Adică să încerci să vezi dacă nu se poate face cumva diferit. Nu e ușor, evident, ca să faci chestia asta, trebuie multă muncă în spate, trebuie șanse, că mai vine și la urmă tine, până te mai e și curăță. Dar ideea e să faci ceva diferit. Scopul meu pentru asta și având în vedere subiectul ăsta nu e să vorbesc prea mult despre strategiile noastre diferite. Sunt chestii de business, sunt un pic mai specifice sectorului. Mesajele principale sunt că am avut șansa să fim ok cu cash-ul, ca să fim, să avem o prudență financiară și în afară nu se vede neapărat chestia asta. Și am putut să reacționăm repede. De fapt, asta e principalul, asta e care reușim să adaptăm repede și să schimbăm. Ne-am transformat puternic. În 2008, la final, un pic înainte să conștientizăm noi că chiar e o criză care vine și pe la noi, ne-am apucat să ne pregătim un pic cu chestiile astea și ne-am transformat. Adică, pe lângă toate măsurile clasice pe care le faci în criză, le faci în recesiune, să-ți stăpânești costurile, să le scazi, să îngheți salariile, să negociezi, să te rupți, foarte tare, să nu dori multe nopți. Am făcut toate chestiile astea, dar am zis, ok, să fie o firmă antreprenorială, am demonstrat niște lucruri până acum, se pare că facem niște lucruri bine, ce putem face bine în continuare. Chiar nu o să mai consume nimeni nimic. Și ne-am uitat la ce credeam noi și se pare că am nimerit-o, că vor consuma oamenii în criză. Da? Ne-am dus pe zona de eficiență, de
fost cate de lucruri care erau foarte utile și înainte, doar că lumea nu era neapărat focusată pe ele. Era focusată pe creștere, pe angajare, pe deschidere de agenții noi și așa. Din 2009 încoace și evaluare în guvernare, companiile au început să ne ascundă. Ok, se pot face lucrurile și altfel, prin externalizare, prin a lăsa pe cei care se percep mai bine decât tine să o facă, prin care au volum mai mare, care au istoric mai mult și așa mai departe. Deci avem niște servicii pentru companii care le ajută să devină mai eficiente, bazate toate la bază pe serviciile noastre de închiriere de mașini. Și ca să termin cu povestea asta de credibilizare, că nu sunt neapărat foarte pasionat cu să mă laud, sau să ne laud, e un caz, din ce știu eu, unic în Europa. Adică nu este nicio piață din Europa unde o firmă locală să fie lider pe piața de rent-a-car. Pentru că e o piață de big boys, să zicem așa, cu capital mare, cu brand important, cu sisteme importante, cu foarte mult know-how. Din nou, cum am reușit? Am avut șansa să fim în România, o piață mai agitată, sunt multe oportunități, cu cât e mai agitată, pot să apară. Multe oportunități și în continuare, cred, ca să citez un clasic care nu e în viață, Constantin Noica, că în România încă mai e totul de făcut. Din punctul de vedere al business-ului, cred, mai ales pe serviciile profesionale, că este perfect adevărat. Ok, deci am spus un pic pe zona strategiei, dar nu prea asta vreau să insist. O carte foarte bună despre subiectul de criză de creștere, că vreau să menționez, am adăugat asta la prezentare, această carte, e o carte scrisă de un practician, asta e foarte important. Un tip care a construit un business mare în domeniul de servicii financiare, de state, adică vorbește din practică. Și a scris-o mai spre pensionari. Asta e să împărtășesc niște lucruri pe care am învățat eu despre criza de creștere. El îi spune no man's land, că intri într-o zonă așa unde nu se mai aplică lucruri. Și ce e interesant e ce se întâmplă în no man's land. Se întâmplă patru mari lucruri. Se întâmplă să treci cu succes mai departe, cel mai rar. Se întâmplă să treci mai departe, dar vinzi către cineva, mă rog, nu mai treci, treci către cineva sau vinzi companie, treci mai departe. Se întâmplă să faci un pas înapoi. Se întâmplă, și ok, nu e de bine să ies din orașul ăsta, să mai internațional sau internațional, fac un pas înapoi. Dar de obicei asta se întâmplă prea târziu, așa, și mai există al patrulea, este cel mai întâlnit scenariu, dar e faliment. În principiu, ce tu spuneai, nu te va duce mai departe. Vorbesc de firme de succes, că au ajuns, au avut succes în trupul. Bine, și el spune de 4M, la care trebuie să uiți că lucrurile se întâmplă foarte diferit, la piață, la modelul de afaceri, la management și tot ce înseamnă oamenii din companie, în special în zona de management, de profesionalizare și, evident, la bani. Și mai adaugă și un al cincilea M, care e vorba de momentul unde cum mici lucrurile. Da? Și deci, de fapt, nu vreau să prezint cartea neapărat, vă invit, dacă vă preocupa acest subiect, vă invit să o citiți, mie mi s-a părut foarte bun și plină de povești frumoase, adevărate și inspiraționale. Ok. Pe zona asta de momentul m-aș vrea să mai folosesc restul de 7 minute pe care le mai am și să vă povestesc un pic despre viziuni. Da. Sunteți cuvinte mari, în antreprenoriat te cam ferești de ele, recunosc că și ne-am făcut-o, ne-am ferit foarte mult timp de cuvintele mari. Valori, de viziune, misiune, chestii genul ăsta pe care te învață la școală de business dacă faci așa ceva, că e bine să-ți rescrii de la început, să știi foarte bine unde te duci. E drept că am avut o viziune inițială, dar a fost o viziune foarte mercantilă. Am vrut să facem un business scalabil. Am testat, nu știu, în diverse forme, peste 100 de idei de afaceri în 2005 și asta a fost una dintre cele pornite. Și asta a fost cea care s-a dezvoltat și s-a dovedit, conform criteriul nostru de scalabilitate, cel mai ușor scalabil. Deci am o viziune asta, am pus-o în practică câțiva ani, după aceea am prins curaj, ne-am mai modificat puțin viziunea, am înălțit-o, dar tot foarte mercantilă, zic, ok, putem face chestia asta, de ce n-am face mai larg? E, și recent, în urma lucrurilor care s-au întâmplat în ultimii ani în firmă la noi, ne-am dat seama că nu există o metodă mai bună de a-ți crește firma decât să-ți crești oamenii din ea. Și am început să ne gândim un pic la mai multe lucruri. Și ne-am rescris viziunea, am făcut asta câteva lucruri. Și e o viziune ceva mai puțin mercantilă. Evident că e foarte important ca afacerea să crească, să facă profit, toate chestiile astea sunt importante. Dar înainte să vă spun care e viziunea, ne-am definit un pic ce suntem. Se potrivește bine cu subiectul de dimineață, e o companie de familie, am scris asta mare acolo să nu uite nimeni, să nu uite și noi, mai ales când mai apar oferte tentante, și care e cu o orientare pe termen lung. S-a discutat dimineață, nu vreau să insist pe chestia asta, mi se pare vital și un mare avantaj în business-urile private, nu numai de familie. Am definit succesul prin mulțumirea clienților. Evident.
Și atenție, evoluția colegilor, nu neapărat mulțumirea colegilor. Deci nu ne creăm, nu vrem neapărat să fim un big tech family. Oamenii vrem să se simtă bine, să fie pasionați, să facă lucruri, dar în primul rând e interesat de evoluția lor. Nu e, evoluția nu e întotdeauna confortabilă. Și am spus creșterea afacerii, profitabilitatea financiară, stabilitatea financiară sunt consecințe firești ale acestor lucruri. La felul cum am definit succesul. Viziunea, mă rog, sună destul de sec și fără un pic de context și explicații, nu. Ne-am propus să fie un model de afaceri. Am asumat chestia asta, deși ne-am dat seama că aveam o problemă reală. La noi în business, în general în business, în România și în general în societatea România, de model. De unde să învățăm? Unde să ne uităm? Cine face lucrurile în mod etic? Cum a spus Mihai, este o preocupare constantă pentru noi. Cum putem să facem lucrurile în mod etic și să inspirăm și pe alții să le facă. Cum ne putem selecta partenerii să facem business etic. Bun, și această viziune, această idee de model de afaceri autentic, are trei stâlpi principale și despre așa vreau să vă vorbesc. Unul este sistemul de management. E un sistem de management bazat de la început pe rezultate. Am selectat trei aspectele cele mai importante a sistemului nostru de management bazat pe rezultate, lucrul cel mai important care nu se pare autonomie. Așa se și cheamă și firmă, un întrebător. Lăsăm oamenii în pace să-și facă treaba și le cerem managerilor să facă același lucru cu oamenii lor. E oarecum normal, e vorba de delegare, de chestii. Dacă noi totuși la realitatea mediului de afaceri din companiile de la noi, nu e chiar normal. Se practică foarte mult micromanagement și e drept că nu avem o cultură în sensul ăsta. Noi facem eforturi foarte mari să lăsăm oamenii să-și facă treaba că pot și sunt buni. Dar are și componentă bazată pe valori. Ne-am scris nou, relativ recent, care sunt aceste valori, nu numai ale noastre, ale fondatorilor, și ale persoanelor cu de impact, de decizii din companie, am făcut exerciții, am făcut brainstorming-uri și au ieșit niște chestii pe care le aveam deja în comun, dar le-am și scris. Procesul e un pic diferit față de când te duci într-o multinațională, le descrise de fac pe perete, deci uite, astea sunt valori. Trebuie să fie valori tale, sigur, dacă te-am reputat. Astea deci. Și sunt un pic lipsite de sens și majoritatea de altfel nu le cunosc. Am tot discut, mă organizează chestia, să discut cu manageri de resurse umane, companii mari. De mai știu așa că sunt fișa postului, dar managerii din companii nu prea știu. Foarte puțin chiar îi folosesc. Sunt niște indicii, un instrument folosit cu cap, pragmatic. Ca în antreprenoria nu prea pot să trebuie să nu fii pragmatic. Este un instrument foarte puternic de management. Noi îl folosim la recrutare. Ne uităm oamenii care se împărtășească la proiect. Încă pornind de la anunț, apoi procesul de angajare, cele trei luni inițiale, se bazează, în primul rând, pentru chestia asta. E vorba aia de hire for attitude, fire for skill, sau train for skill. Nordstrom a spus bine chestia asta, un tip foarte bun, un exemplu în servicii din Statele Unite. A zis că eu pot, azi așa în engleză, că I can hire nice men and train them to be salesmen, but I cannot hire salesmen and train them to be nice. Deci, apropo de atitudine și și le folosim și după aia, mai departe, le folosim la evaluări. Jumătate din evaluare discutăm despre performanță, despre rezultate, despre cât jumătate vorbim despre persoana respectivă, despre cum s-ar putea la valori, despre dezvoltare personală și așa mai departe. Și le folosim și la decizii. Când ești acolo, într-un sistem autonom, la distanță, lăsat în pace să ții decizii 90% singur, și la un moment dat ai câte o dilemă. Și nu chiar poți să sun pe toată lumea tot timpul, nici nu e indicat. Suntem 170 de oameni acolo. Și tu îți un pic acolo, nu? Care-ți valorile? Ok, ce vreau eu să fac aici? Mi-ar aduce un pic de profit. E etic? Nu. E onest? Nu. Ok, nu o faci. Al doilea și probabil cel care ne ajută cel mai tare ca... Cel mai tare ca stâlp în dezvoltarea companiei este vorba că noi încercăm să creăm organizații care învață. Și aici pot să vă recomand o carte, dacă vreți. Este o carte, se cheamă 5-a disciplină. Eu oarecum cartea de bază pe tema asta, scrisă acum ceva ani, foarte interesantă și foarte complicată, despre cum creezi organizații care învață. Noi avem două mari direcții prin care încercăm să creăm chestia asta. Odată dezvoltând oamenii, și chiar ne uităm și avem programe, dar iar, repet, la modul foarte pragmatic de a dezvolta, de a ajuta, de fapt, și de a ajuta să se motiveze, să se dezvolte. E un context. Așa și transformarea continuă. Iarăși, nu ne ajutăm cu cuvinte. Transformarea continuă este ceva foarte greu de făcut, foarte radical, cu un mediu întotdeauna foarte prietenos. Dar este esențial. Credem noi că în mediul economic actual,
actual și cum va fi în continuare, nu se poate altfel. Și a treia, am spus și chestia asta pentru că credem mult în ea și se dă oarecum și de ideea de model, avem un impact pozitiv în societate și în mediu. Bun, nu se pot face lucrurile astea fără să le practici. Știți că noi avem o vorbă în România că să faci ce zice popor sau doctor sau ce, nu ce face popor. Este absolut eronat în psihologie. Dacă tu vorbești cu un copil, să spui că faci așa, nu știu, faci pe dos. Întotdeauna va face ce fac părinții, ce face modelul, ce face mentorul. Deci, care este ideea? Nu poți să-ți propui să faci o treabă dacă nu-i faci tu. Ca lider, ca model, ca mentor, ca manager, ca coleg. Noi le facem destul de mult, dar credem foarte tare în toate lucrurile astea și dacă nu le-am face, și n-am crede, nu le-am făcut acolo. Dar noi le ajung să le facem noi. Este foarte important, mai depășesc cu mine două, este foarte important să ai un sistem. Insist foarte tare pe chestia asta. Noi am crezut multe lucruri din lucrurile astea, am încercat să le facem așa, la genul. Să explicăm oamenilor, să inspirăm, să spunem cât este de important, să inovezi. Fai ce important e inovația. Inovați, vă rugăm frumos. Inovați că vă mai mama dracu' de inovație. Tot felul de metode. Ei, până când noi am pus un sistem clar, în practică, care a ajuns unde este el astăzi, de folosind CRM, modulul de feedback în CRM, intern, fiecare trimite un scurt e-mail în acest sistem, fiecare angajat, în fiecare lucru, cu sugestie de inovație. Dacă nu are niciuna, scrie acolo. Nu, deci, dar poți să fie oricât de mic. Ce e interesant cu sistemul ăsta, pe sugestie de inovație, nu numai că generează 2000 de idei de inovație, cel puțin fiecare an, care dintre ele sunt une foarte valoroase, dar mai mult decât atât este ce face el. Ideile astea de multe ori sunt scrise la stilul noi în echipa X, în agenția X, în orașul X, ne-am gândit să așa și facem așa. Nu în alt comitet de validare, în altă parte. Ce părere aveți despre o mie noastră sugestie? E o idee proastă? Să te cer din gură să nu ne spune? Nu. O facem deja. Și dacă interesează pe cineva, dacă e o idee proastă, nu spune, dar o facem. Așa, să ne oprim. Dacă mă interesează ca altcineva, îl fac și alții. Și asta, evident, de multe ori se transformă în proceduri foarte repede, în schimb antreprenoriat, nu știu repede. Dar asta creează un engagement extraordinar. Oamenii sunt, se simt cu adevărat ascultați și au un impact. Apoi de impact. Da, sisteme, am tot felul de sisteme, inclusiv pentru citit cărți. Știi? Dar noi, același lucru, fiecare angajat din 570, citește cel puțin o carte de business în fiecare lună. Dacă nu o face, avem o problemă. El are o problemă, dar nu numai cu noi sau cu managerul, ci și cu colegii. Și aici ajungem la treia direcție prin care poți să faci chestiile astea. E vorba de peer pressure. Da. E vorba de o masă critică. Dacă tu ai reușit să faci o cultură, dacă oamenii fac într-un anumit fel, ăsta e cel mai mare motivator. De când ești mic până când ești mare. Ce fac cei din jur? Asta e cel mai important și în dezvoltarea creierului și tot. Ce fac cei din jur? Dacă cei din jur citesc, dacă cei din jur inovează, dacă cei din jur sunt etici, dacă cei din jur nu încearcă să creeze bisericuțe, dacă cei din jur se preocupă de dezvoltarea personală, e șanse foarte mari să o faci și tu. Totul este cum creezi această masă critică. Și acolo, din nou, revenim la rolul model pe antreprenor, pe sistemă. Cam asta vreau să vă spun. Mai că răspund cu mare plăcere la întrebări. Mulțumesc! Cele 8 cărți, de exemplu, pe care le recomand, nu le recomand, sunt compulsory în primul an. Primul an autonom, trebuie să citești aceste 8 cărți. Dacă uitați la ele, toate sunt cărți de bază, toate sunt cărți scrise bine, plăcute, cu o grămadă de informații relevante pentru ce fac eu. Și ce e interesant, că asta fi citindu-le, încerc fiecare din lui, mai departe, dar își dau seama că sunt niște lucruri pe care au făcut niște companii mult mai mari, din domeniul nostru sau din alte, care au demonstrat în timp și pe piețe mult mai mari, pe care le face și noi parțial, sau că stăduim să le facem. Credibilizează foarte tare, dar se întâmplă treptat. Și
Ce e esențial este, și asta se întâmplă după câțiva ani de obicei, să treci din zona de motivație extrinsecă. Astea sunt regulile, așa fac colegii, astea nu pot să stau pe firma asta, dacă nu știu. Nu te-am place, dar fac efort. Se poate, adică e un sfert de oră, știi, pe zi, pe zi. Atât trebuie să știi lucrurile, un business grosuță. Un sfert de oră, stai tot. De luni până vii. Și poți să faci și la bedul. Din colonul. Ok, se poate. Dar nu asta vreau să spun. Se trece într-o zonă de motivație intrinsecă. Oamenii devin cititori. Și asta e una dintre satisfacții noastre cele mai mari. Că vedem că am contribuit cumva noi prin micul sau forța, prin cadrul pe care l-am creat, la oameni care să-și pună probleme. Și ei au niște satisfacții foarte mari, pentru că după câțiva ani de zile, văd un pic cum sunt priviți de cei din jur, cum sunt priviți de familie. Se spune, dar te-ai schimbat. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu, te preocupă chestii diferite. E foarte interesant. E o chestie cea mai interesantă de care am făcut noi până. Mulțumesc frumos, Dan. Ultima.